Capitolul 8 este un capitol de cotitură în relatarea Evangheliei după Marcu. Până aici, Duhul lui Dumnezeu l-a inspirat pe Marcu să pregătească mintea oamenilor, a ucenicilor, să înțeleagă cine este Iisus din Nazaret. Să înțeleagă că este Fiul lui Dumnezeu, este Mesia. De aici, din capitolul 8, în următorul an pe care Domnul va petrece cu ucenicii, le pregătește mintea lor și a tuturor celor care citesc sau aud Evanghelia să înțeleagă care este lucrarea lui Mesia, de ce a venit. În capitolul acesta, Domnul Iisus ne deschide ușa să înțelegem cum anume se împlinesc profețiile mesianice cu privire la El și cum anume corectează înțelesul greșit al ucenicilor și a evreilor din vremea aceea. Dacă citim Vechiul Testament cu atenție, profețiile mesianice se duc pe două mari direcții. O parte a profețiilor anunță un Mesia glorios, biruitor, un Mesia care va fi însoțit de puteri supranaturale, va face lucruri supranaturale și va întemeia o împărăție veșnică. Vă rog să deschideți la câteva din aceste profeții ca să le avem proaspete în mintea noastră. Isaia capitolul 9. Isaia capitolul 9 îl prezintă pe Domnul Iisus în contextul unei lumi care e dominată de întuneric, de necaz, și spune că un copil s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui, îl vor numi minunat sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunul de domnie a lui David și împărăției lui. O va întări și o va sprijini prin judecată, neprihănire de acum și în veci de veci. Un copil care se va naște, copil care este Mesia și care va întemeia o împărăție fără de sfârșit. Este o prezentare glorioasă. Este o prezentare biruitoare. Câteva capitole mai încolo, în Isaia 35, ni se spune, de la versetul 4 în continuare, spuneți celor slabi de inimă, fiți tari și nu vă temeți. Iată Dumnezeul vostru, răzbunarea va veni, răsplătirea lui Dumnezeu. El însuși va veni și vă va mântui. Atunci se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor. Atunci chiopul va sări ca un cerb și limba mutului va cânta de bucurie. Căci în pustie vor țâșni ape și în pustietate pâraie și continuă. Lucrări supranaturale pe care le va face Mesia. În Daniel capitolul 7. Daniel capitolul 7. Versetele 13 și 14. M-am uitat în timpul vedenilor de noapte și iată că pe norii cerului a venit unul ca un fiu al omului. A înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească, pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Slavă, putere, biruința asupra popoarelor, o împărăție care nu se va sfârși niciodată. Sunt profeții mesianice, dar este o altă linie a profețiilor care vorbesc despre un alt fel de Mesia. Un Mesia al suferinței, a bajocurilor, un Mesia care va fi respins. Întoarceți, vă rog, la Psalmul 22. Psalmul 22. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? Și pentru ce te depărtezi fără să mă ajuți și fără să asculți plângerile mele? Strig ziua, Dumnezeule, și nu-mi răspunzi.
Strig și noaptea și tot n-am odihnă. Totuși Tu ești cel preasfânt. Tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. În Tine se încredeau părinții noștri și se încredeau și izbăveau. Strigau către Tine și erau scuipați, deci scăpați. Se încredeau în Tine și rămâneau, și nu rămâneau de rușine. Dar eu sunt vierme, nu om. Am ajuns de ocara oamenilor și disprețuit de popor. Toți cei ce mă văd își bat joc de mine, își deschid gura, dau din cap și zic, s-a încrezut în Domnul, să-L izbăvească Domnul, să-L izbăvească, fiindcă îl iubește. Un Mesia care este chinuit, batjocorit, un Mesia care ajunge atât de disprețuit, încât îl întreabă și pe Dumnezeu de ce m-ai părăsit. Întoarceți-vă, rog, la Isaia 53. Isaia, capitolul 53. Disprețuit și părăsit de oameni. Om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el. Și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelgile noastre, pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie, ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată. Dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii pentru păcatele poporului meu? Un Mesia disprețuit, un Mesia respins, un Mesia chinuit, pedepsit și lovit și omorât. Două direcții profetice. Amândouă vorbesc despre câte un Mesia. Dacă ai fi trăit în vremea ucenicilor, care model l-ai fi ales? Care model l-ai fi ales? Așa e că suntem atrași de un Mesia care e biruitor, are slavă, are putere, miracole. O împărăție care nu se clatină. Pe partea cealaltă, un Mesia, chinuit, batjocorit, scuipat, omorât. Și groapa lui a fost pusă la un loc cu cei răi. Batjocorit până și la înmormântare. Te-ai fi dus după un asemenea Mesia? Evreii din vremea Domnului, inclusiv ucenicii, așteptau un Mesia biruitor. Așteptau împlinirea acelor făgăduințe. Și Domnul Iisus îi șochează spunând că, de fapt, modelul mesianic pe care îl duce El. Atunci a început să le spună că Fiul omului trebuie să meargă la Ierusalim, să fie tăgăduit de bătrâni, să pătimească mulți, să-l respingă preoții și cărturarii, să fie omorât și după 3 zile și ucenicii nu mai aud asta. Și când Petru aude ce model mesianic prezintă Domnul, înfiorat îi spune să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu cumva să iei modelul acesta. Să nu ți se întâmple așa ceva. După care model mesianic te-ai fi dus în vremea aceea? Dacă ar fi fost pe internet 2 seturi de predici, unele despre aceste mari miracole și biruințe și celălalt despre faliment, suferință, batjocură, rușine, moarte, după care ai fi vrut să mergi? Domnul îi spune, acesta este modelul meu. Pe drumul acesta mă duc. Pe drumul acesta al suferinței, a chinului, pe drumul acesta a batjocurii și a respingerii, pe drumul acela al morții mă duc. Și apoi se uită spre mulțime și spune,
Vrea cineva să vină după mine pe drumul acesta? Vrea cineva să vină după mine? Și apoi spune, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Să mă urmeze pe drumul acesta. Și când ne cheamă pe drumul acesta, ne cheamă pe drumul suferinței, a batjocurii, a rușinii, a morții. Dietrich Bonhoeffer, un pastor german în vremea nazistă, a scris o carte despre prețul uceniciei. Și în cartea aceea, Bonhoeffer, care a fost prigonit de naziști din pricina faptului că a stat împotriva ideologiei naziste, a ajuns în pușcărie și în cartea aceea, prețul uceniciei, a spus: e un pericol extraordinar de mare în creștinism să se predice un har ieftin. Și expresia aceasta, harul ieftin, este harul care ți se dă ca să n-ai parte de niciun necaz, de nicio suferință, să fie toate, să ai sănătate, să ai bogăție, să ai liniște, să ai pace, să-ți meargă bine toate și să fie viața atât de liniștită și frumoasă încât să n-ai niciun necaz. Și Bonhoeffer spune, în contrast cu harul acesta ieftin, când Domnul Iisus a chemat oamenii pe urmele Lui, i-a chemat să moară. Crucea pe care le oferă Domnul nu este o decorație, nu este o bijuterie, nu este o podoabă. Crucea pe care oferă Domnul este crucea suferinței. Dacă voiește cineva să vină după mine. Așa că ne întrebăm, ce rost are suferința? Ce rol are suferința? Ce rost are suferința și de ce o îngăduie Dumnezeu? De ce nu ne duce Dumnezeu într-un fel de realitate în care să nu există virusuri? Să nu fie nici bacteriile acelea care fac rău? Să nu fie nicio boală? Să nu îmbătrânim, să nu avem probleme cu încheieturile, cu ficatul, cu stomacul, cu inima, cu tensiunea și mai știu eu cu ce altceva? Să nu fie niciun om rău, să nu fie necazuri, să n-ai niciun fel. De ce nu ne lasă Dumnezeu într-o asemenea lume? De ce suferință? Când ne uităm la suferință, pentru o parte din oameni, suferința este un semn a slăbiciunii. Omul care suferă e slab. Suferința este un semn a falimentului. Te-a biruit cineva sau ceva. Suferința este ceva de respins, suferința este ceva de evitat, suferința este un semn a falimentului și a slăbiciunii. Și pentru că așa au crezut și cei din vremea Domnului, când a ajuns Domnul Iisus înaintea lui Ana și Caiafa, ce au făcut cu El? L-au batjocorit și l-au disprețuit. Când a ajuns Domnul Iisus înaintea lui Pilat, ce a făcut Pilat cu El? L-a disprețuit. Când a ajuns înaintea lui Irod, ce a făcut Irod cu El? L-a batjocorit, l-a disprețuit și i-a dat și o haină de purpură în semn de batjocură. Când a ajuns pe cruce, ce au făcut trecătorii care s-au dus pe acolo? Și-au bătut joc de El. L-au disprețuit. Un om care este în suferință, care este pe cruce, un om care a falimentat, omul acesta care suferă nu merită altceva decât dispreț și rușine. Dacă voiește cineva să vină după mine, a spus Domnul. Și pentru oamenii care înțeleg așa suferința, un asemenea drum n-are niciun fel de atracție. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu însă, suferința este un semn a biruinței. Suferința este un semn a biruinței. Suferința este o dovadă de putere.
Suferința este o demonstrație a harului. Este o dovadă a succesului. Din perspectiva lui Dumnezeu, suferința este una dintre cele mai mari oportunități pe care ne oferă Dumnezeu nouă. De aceea, când Domnul îi spune lui Anania să meargă la Saul din Tars, care s-a întâlnit cu Iisus din Nazaret pe drumul Damascului, îi spune, du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea împăraților și a neamurilor și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Din perspectiva lui Dumnezeu, suferința este materie primă. Dintre toate religiile lumii, numai creștinismul știe ce să facă cu suferința. Din perspectiva lui Dumnezeu, suferința este materie primă. Este o dovadă a biruinței. Prin suferință se câștigă biruințele. În Coloseni, capitolul 2, este prezentată această perspectivă a suferinței ca mijloc de biruință. Filipeni, capitolul 2, versetele 15 și 16, versetul 14 și 15, pardon. A șters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor. Unde a ieșit biruitor? Pe cruce. Acolo a câștigat cea mai mare biruință asupra întregii cohorte demonice. În suferință pe cruce a câștigat cea mai mare biruință din cosmos. Binecuvântat să fie Domnul! Când își băteau joc de el și spuneau, păi dacă ai putere, dacă e ceva din tot ceea ce ai zis, dă-te jos de pe cruce. Și Domnul Iisus a rămas pe cruce nu pentru că era slab, ci pentru că a avut puterea de biruință. În Romani, capitolul 5, versetele 6 la 8, Apostolul Pavel ne spune că prin suferință Domnul Iisus a câștigat biruință asupra păcatului. A câștigat biruință asupra păcatului. Și continuă în capitolul 5, în partea a doua, vorbind despre domnia păcatului, stăpânirea păcatului. Vorbește în capitolul 7 despre puterea păcatului de a ne anihila total voința. Când spune Pavel, vreau să fac binele și nu-l pot face, ci fac rău. Vreau să fac ceva bine și văd în mădularele mele ceva care mă ține rob. Prin suferința lui, Domnul Iisus a câștigat biruința asupra păcatului. În Ioan, capitolul 16, Domnul Iisus le spune, îndrăzniți căci eu am biruit lumea. În suferința lui, Domnul Iisus, așa cum spune Evrei, este urzitorul unei mântuiri atât de mari încât trece dincolo de capacitatea noastră de a înțelege. Suferința este mijlocul prin care Dumnezeu a lucrat pentru noi mântuirea. Nu e semnul slăbiciunii, ci este semnul biruinței. Și când Domnul Iisus a spus, Fiul omului se duce la Ierusalim, va pătimi mult, va fi respins, tăgăduit de preoți, de cărturari, de farisei. Va pătimi mult, va fi omorât. Ucenicii au crezut că este semnul slăbiciunii. Ba până și după înviere, cei 12 Emaus, când vorbesc, spun, noi credeam că el este acela care va avea biruință, va restaura împărăția lui Israel, dar a terminat în faliment. Suferința este semnul puterii, a biruinței. Dar dacă suferința este semn a biruinței și Domnul Iisus ne cheamă la suferință,
Și dacă suferința e materie primă, care este rolul suferinței în viața mea și în viața ta? Nu o să vă rog să ridicați mâna. Cui îi place suferința? Nu vreau să ispitesc pe nimeni. Dar, dacă pun cealaltă întrebare, câți dintre cei prezenți am avut parte de suferință? Nu știu dacă este om pe pământ să nu fie avut parte de suferință. Da, zice Asaf despre cei răi că lor întotdeauna le merge bine, n-au parte de suferință până la moarte, după care urmează chinurile veșnice. Dar, dacă suferința e materie primă, dacă suferința este ceva ce Dumnezeu îngăduie cu un scop extraordinar, ce rost are suferința? De ce o îngăduie Dumnezeu în viața mea și în viața ta? Întoarceți, vă rog, la 1 Petru, 1 Petru, capitolul 1, și apoi ne vom uita în capitolul 4. În capitolul 1, Apostolul Petru spune: voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea, gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru că încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava, cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Întoarceți-vă, rog, la capitolul 4, 12 la 14. Prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei Lui. Nu vă mirați de încercarea de foc. Suferința este unul dintre testele deosebite ale credinței. Suferința este proba de încercare dacă e credință adevărată sau falsă. Suferința este testul de bază a credinței. Altfel spus, suferința este poligonul de încercare a credinței. Întrebare: câți aveți mașină? Mâna sus cu mașină. Mâna sus cu mașină. Nu pentru impozit, ci pentru altceva. Să vă binecuvinteze Domnul. După ce s-a fabricat mașina, înainte de o scoate pe piață, din fabrică, știți unde merge mașina? În poligonul de testare. Ați văzut mașină în poligonul de testare? Este supusă mașina aceea la niște chinuri incredibile. Este supusă la niște probe nemaipomenite. Dar de ce o ducem în poligonul de încercare? Ca să vadă dacă ești în siguranță când te urci în ea și mergi pe șosea. Credința noastră, care e mai scumpă decât aurul, mai scumpă decât mașina, intră în poligonul de încercare. Și în poligonul acesta de încercare a credinței sunt multe feluri de încercări, multe probe. Poate că ești în poligonul de încercare. Poate că poligonul de încercare e o boală în trup. Poate că poligonul de încercare este o situație de criză în familie. Poate că poligonul de încercare este o situație deosebită în care ai ajuns și simți că ești apăsat și întins până când nu mai poți. Este testarea credinței. O credință netestată nu este o credință dovedită. În pilda semănătorului, Domnul Iisus vorbește despre aceia care aud cuvântul și îl primesc îndată cu bucurie și ține până când vine un necaz sau strâmtorare. Și când vine necazul și strâmtorarea, dintr-o dată renunță. E o credință falsă, nu te poți bizui pe ea. Apoi, suferința este una dintre metodele lui Dumnezeu de a ne maturiza. Suferința este o școală a maturizării. Întoarceți, vă rog, la Romani, la capitolul 5. Romani, capitolul 5.
Deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei. Și ce urmează ne ia prin surprindere. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Cum să mă bucur în necazuri? Cine se bucură în necaz? A, spune Pavel. Înțelegem de ce ne trece Dumnezeu prin școala asta. Pentru că necazul aduce răbdare. Fratele Marcu Nichifor, o legendă a pocăinței noastre, era la un grup de rugăciune și un frate s-a rugat Domnului: Doamne, te rog să-mi dai răbdare, Doamne, te rog să-mi dai răbdare, că n-am răbdare cu soția, cu copiii, n-am răbdare cu ceilalți. Când a venit rândul fratelui Marcu să se roage, a spus: Doamne, te rog să-i dai fratelui necazuri și dă-i necazuri, Doamne, dă-i necaz păstă necaz. Și omul a fost șocat, îl blestemă fratele Marcu și l-a întrebat la urmă: frate, de ce ai pe cel de la Dumnezeu să-i dai necaz? Pentru că zice în Biblie că necazul aduce răbdare, tu ai cerut răbdare. Și răbdarea vine prin încercare. Apoi, răbdarea aduce biruință în încercare. Și biruința aceasta aduce nădejde. Și nădejdea aceasta nu înșală. Ajungem la certitudini. Este o maturizare. Răbdarea aceea, în necazuri, este o formă a maturizării noastre. Când Dumnezeu ne trece prin școala aceea a necazului, a suferinței, scopul lui este să ne crească, să ne maturizeze. Să ne pregătească pentru ce urmează. Când Dumnezeu a vrut să-l pregătească pe Iosif ca să fie prim-ministru în Egipt. Știți câți ani de suferință i-a dat? 13 ani. Mai întâi abuzat de frații lui. Vândut la niște madianiți. Legat de caravană și dus pe jos până în Egipt. Dus pe piața de sclav și vândut. Vândut în casa lui Potifar și de acolo ajunge în pușcărie și stă în pușcărie. Și dacă te-ai fi uitat la el să întrebi: dar ce face Dumnezeu? De ce lasă un om ca Iosif, un tânăr ca el? Pentru că îl maturiza pentru ce urma. Și când Dumnezeu vrea să scoată din cineva o lucrare deosebită, o maturizare pentru lucrare deosebită, Dumnezeu îl poate trece prin școala aceasta. Dar ne spune Apostolul Pavel în Romani capitolul 8 că Dumnezeu mai lucrează ceva. Romani capitolul 8. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Întoarceți-vă la 2 Corinteni capitolul 4. 2 Corinteni capitolul 4. Este reluată aceeași idee. Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Suferința este o materie primă care produce slavă. Din ea se poate scoate slavă. Și Apostolul Pavel înțelege lucrul acesta. Când Dumnezeu ne trece prin suferință, prin suferința aceea Dumnezeu vrea să lucreze în noi ceva pentru slava viitoare. Și aș vrea să ne oprim la un alt aspect a suferinței. Deschideți, vă rog, la Faptele Apostolilor, capitolul 16. I-a spus Domnul lui Pavel tot ce va suferi, că l-a chemat la suferință. Suferință pentru ce? Suferința pentru mântuirea noastră a răbdat-o Domnul Iisus și nu mai putem adăuga la ea nimic pentru ispășirea noastră. E deplină în Hristos. Suferința pentru maturizarea noastră, pentru curățirea noastră, pentru șlefuirea noastră, este dozată de Dumnezeu după nevoia fiecăruia și după modul în care fiecare învățăm lecțiile pe care le dă Dumnezeu.
Dar aici Pavel ajunge în cetatea Filipi. Și în cetatea aceea e un om, e directorul pușcăriei și Dumnezeu are în plan mântuirea acelui om. Să ajungă Evanghelia în casa acelui om. Cum să ajungă? Omul acesta n-are nicio preocupare spirituală. Nu-l interesează lucrurile spirituale deloc, nici alea bune, nici alea rele. În cetate este o fată demonizată. El n-are probleme cu asta. El își vede de serviciul lui, de ale lui, el este prins în lumea lui, nu-l interesează ce fac îndrăciții din cetate. Vin niște predicatori. Este evangelizare în cetate. Degeaba îi dai acestui director de pușcărie invitație că nu merge. Degeaba faci orice fel de program, pe el nu-l interesează lucrurile acestea. Da, dar Dumnezeu are în plan să-l mântuiască. Cum să ajungă Evanghelia la el? Am găsit calea. Pavel și Sila vor fi arestați, vor fi bătuți și vor fi dați pe mâna lui ca să îi păzească să nu evadeze. Și zice cuvântul ca unul care a primit o astfel de poruncă, le-a pus mâinile în lanțuri și picioarele în butuș și aruncat în temnița din lăuntru. Temnița din lăuntru nu este pe orizontală, ci pe verticală. E o groapă, cea mai adâncă groapă, unde nu este nici aer, nici condiții sanitare, unde e cea mai cumplită stare posibilă. În lanțuri, în butuci, acolo în mizerie, Pavel și Sila bătuți, aruncați și legați că îi leagă să n-aibă dureri de cap, să doarmă liniștit. Și se zgâlție temeliile temniței și pământul. Și se zgâlție pușcăria să deschid ușile. Și se zgâlție lumea și se tulbură acest om. Și când vede că viața lui liniștită s-a terminat, ia sabia și gata să-și pună capăt zilelor. Și atunci intervine apostolul Pavel și vorbește cu el, se spune să nu-ți faci niciun rău, că toți suntem aici. Și i-a dus la el acasă. Le-a spălat rănile. Și știți ce i-a întrebat? Le-a întrebat, domnilor, totuși, cum explicați voi că s-au deschis ușile, au căzut lanțurile, dar totuși n-a fugit nimeni? Știți care e întrebarea lui? Domnilor, ce să fac ca să fiu mântuit? Dacă l-ai fi întrebat pe apostolul Pavel, te duci la evanghelizare la Filipi? Știi cum o să decurgă evanghelizarea? Apostolul ar fi spus, știu că Dumnezeu m-a chemat la suferință. Frați și surori, se apropie sărbătoarea nașterii Domnului. Roagă-L pe Domnul să-ți deschidă ușa spre cineva. Roagă-L pe Domnul să îți dea putere să rabzi orice încercare ca să ajungi cu Evanghelia la cineva. Calea aceasta a suferinței ne ajută să înțelegem de ce Hristos a venit să ne mântuiască prin suferință și pe măsură ce ne vom apropia de jertfa Lui la cruce, vom înțelege mai bine planul lui Dumnezeu de mântuire prin suferință datorită păcatului din grădina Edenului. Vom înțelege mai multe, dar înțelegem acum că drumul pe care a venit Domnul Iisus este drumul crucii. Și am început prin a spune, erau două seturi de profeții. Unele care prevesteau biruință, succes, împărăție care nu se clatină, lucrări miraculoase, una care profețea suferință, batjocură, moarte, faliment în ghilimele. Care dintre cele două s-a împlinit? Ce ziceți? Care dintre cele două s-a împlinit? Nu îndrăznește nimeni. Nu îi rog pe frații păstori să nu șoptească. Care dintre cele două s-au împlinit? Zice sora Aurica.
Nu vă șoptește Delia. La balcon îndrăznește cineva. Frații mei, amândouă s-au împlinit. Amândouă s-au împlinit, dar nu în ordinea pe care au crezut-o ucenicii și nu cum au vrut ei. Și când Domnul Iisus le-a spus că Fiul omului se duce la Ierusalim să moară, le spune că a treia zi va învia. Și când încheie pasajul acela, spune: dar de oricine se va rușina de mine, nu va veni pe drumul acesta a suferinței. Se va rușina și Fiul omului când va veni în slava sa. De aceea avem o cântare și aș vrea să încheiem cu ea. Drumul slavei trece și pe la cruce. Ce fac creștinii? Știu să meargă pe el. Creștinii știu să meargă pe el. Creștinii știu că Dumnezeu ne trece pe acolo și ne rugăm ca Dumnezeu să întărească pe toți acei care au parte de suferință. Lumea întreagă trece prin suferință. Ne rugăm ca Dumnezeu să se îndure de școli, de televiziuni, de toate instituțiile. Ne rugăm să cerceteze Dumnezeu și casele noastre. Amin.